Hei, salut, Tamascom și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm din nou un joc horror care te va speria dacă îl joci. Apăsați, vă rog, pe butonul de like să strângem 1000 de like-uri și după cum puteți vedea, am răcit, da, am luat puțin răceala, dar asta nu ne oprește pe noi să continuăm. Așa că haideți să vedem ce ne așteaptă. Dăm aici play și intrăm în joc, nu? Zou, suntem aici în joc. Ne aflăm, nu știu, într-o casă părăsită, după cum am auzit, ceva de genul. Am auzit că, nu știu, haideți să ne luăm și noi lanterna. Ok. Acolo e un urs, văd. Hello? Hello? Anybody home? Cineva? Cineva acasă? Alo? DJ? Skirway? DJ? CJ? Ce caută ursul ăsta aici în... Ok. Totul e întuneric. Numai că cum, nu știu, cum aprindem noi lumina aici? Alo? Stai, mă, să aprindem lumina, deoarece... Ok, ursul a plecat, Deci dacă ursul a plecat, e ceva horror, cred. Dar această casă e blestemată, cred. What? De ce pleacă? Ok, da, hai, mai joacă-te, am asigur. Unde a plecat acel urs? Asta e problema acum. Haide să vedem ce se întâmplă. Ok, aici văd că e o cameră. Un televizor. Open the view, you can switch the channel. Ok. Nu ne trebuie, nu vreau să mă uit la televizor. Aici o flacără, numai că... Bro! Oh, Amasico, ce faci, mă? Te joci? Ce te joci aici? Tu vrei o pizza din bucătărie? Tipul ăsta vrea o pizza din bucătărie. Lol, cât de tare e setup-ul ăsta. Oh my god, și acolo sus e Kermi. Bro, acea broască horror. Tu ce vrei, mă? Uite și ăsta, bă, că se joacă sau? Ah, nu, se uită pe... Se uită pe YouTube. Perfect. Vede aici un skateboard. Bun, haide să vedem unde este bucătăria. Acum să-i aducem un tipul ăla o pizza. Oh! Oh my god, e întuneric aici. Trebuie să prindem numai decât lumina. Unde este pizza? Și cum aprindem lumina aici? Nu, uite aici. Perfect. What? Mi se pare mie sau s-a schimbat acea imagine? What? Hai să mai vedem o dată. Nine. E horror asta. Vreau, suntem urmăriți de un urs, cred. Uitați-vă și voi cum arată ursul acum. Și dacă aprind lumina... Na. Putem lua ăsta să-l dăm afară? Cum? Nu-l putem lua. Bro, l-aș da afară deoarece mă sperie. Aici avem un frigider. Hai să vedem dacă se află ceva aici. Nu se află nimic. Ok, aici o poză cu cineva. Pizza. Unde este pizza lui tipul ăsta? Asta e pizza. Da. Hey, Skirb, I go and come back. Ce joc e ăsta, mă? Ich rast aus, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Was soll das? Unde mă aflu acum? În locul cu... V-am spus eu că suntem urmăriți de un urs. Unde suntem acum, alo? Cum am ajuns aici? Eu nu înțeleg. Oh my god, bro, cât de... S-a deschis ușa, oh my god. E cineva pe acolo care ne urmărește, mon. Bro, tu fă ceva. Poți să mă ajuți? What? Ce te uiți așa la mine? Oh! Ok, deci am luat acea pizza și cineva... Cine... Ok, s-a auzit ceva. Cine, mă, la bucătărie? Haide să vedem ce se întâmplă aici. Alo? Hai, mă, că nu-mi este frică. Eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă aici. Oh my god, mi-a murit. Nine! Trebuie să mă ascund numai decât. Oh my god. Trebuie să mă ascund numai decât. Cine e ăsta? Ăsta-s eu? A murit? Sau cum am... Ăștia sunt urșii polari care ne sperie, da? Haide să stingem lumina numai decât. Bro, mi-e frică.
Okay, am stins lumina. Sper să nu ne vadă acum. Două secunde. Tu, voi ce vreți, mă? Ce o azim? Bro, du-te la somn, du-te la somn. Pleacă, ascunde-te undeva. Unde am ajuns acum? Da. Bro! Ok, am murit, spune că. Și cum am ajuns, what? Quit game, restart. Ce o azim? He, what? Bro, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Alo? Ok. Ok, deci trebuie să mergem în față acum. Deoarece se află cineva în spatele nostru, cred. 100%. Oh my god. Oh my god. Bro, cât de frică mi este. Hai, hai, hai. Alergă, alergă, alergă. Oh my god. Oh my god. Nu-mi dau seama unde am ajuns. Ok, avem un pistol aici. Asta e perfect. Împușcă-l, împușcă-l. Pa! Ok. Ok, l-am omorât pe acel urs. Foarte bine, numai că... Foarte scurt, mă. Ia să vedem ce joc mai putem juca. Ok, mai avem aici un joc. Nu știu ce ne așteaptă aici. Suntem aici. Holiday Nightmare. Ok. Nu știu care-i mai... Haide să-l dăm pe ăsta. E tu ceva cu acea broască horror? Kermit, cred, nu? Ok, ne aflăm undeva în pădure, dacă nu mă înșel. Ok, deci trebuie să găsim generatorul ca să-i dăm restart la energie, ceva gen. Văd că aici e un bra de Crăciun. Noi suntem o broască, mă, dacă vă vine să credeți. Ne putem urca aici? Ba, dar ce merge? Eu nu înțeleg cum funcționează acest joc și cum trebuie să merg. Ok, afară îi văd că e furtună. Afară e furtună, oh my god. Bro, ce furtună e afară? Nu putem ieși, cred. Doar ce ne îngheață mâinile, picioarele. Numai că nu pot să merg, uitați-vă și voi. Am ieșit afară, numai că nu știu dacă e o idee bună unde am ieșit. Bro, eu n-am văzut un joc mai prost decât ăsta. Acum, serios, bro, nici să alegi nu poți. Uitați-vă și voi. Nu știu ce e cu broasca asta, ori are ceva printre picioare. Haideți să intrăm în casa asta. Ok, aici e altă casă sau nu știu ce casă e asta. Trebuie să găsim ceva, nu știu. Ați auzit ceva în spate, eh? Cine a dus moșul? Haideți să vedem. Ok, asta e lanterna. Aici avem ce avem. Ah. Oh my god. Oh! Oh! Cine e asta? Bro, se... Tu cine ești, mă? Ua? Asta e un cerb. Bro, mi s-a făcut pielea de găină. Unde mă duce asta? Eu n-am mai văzut un joc mai... Mai fără niciun înțeles decât ăsta. Eu n-am văzut. Bro, am fost omorât, nu pot să cred. De ăsta, unde mă duce acum? Dead, îmi spune că a murit. Ok, m-a luat și m-a dus. Nu știu unde m-a dus. Nu, nu am înțeles ce trebuie să fac acolo. Mă duceam stânga-dreaptă, trebuia să caut ceva, nu știu, un... Ceva de electricitate, nu știu. Bro, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați-vă, vă rog pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi, nu? Ciao!